Că în Spania trăiește o comunitate importantă de români este un fapt bine cunoscut. Că vorbim despre un spațiu cultural interesant și efervescent se știe. Că acest spațiu a integrat și oameni de cultură români talentați este ceea ce vrem să facem cunoscut. Ne ajută următorul nostru invitat, Gelu Vlașin, poet, scriitor, fondator al revistei de cultura românilor de pretutindeni Criton și președinte al Asociației Culturale Diverbium. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Aici și acolo s-a intitulat Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni la care ați participat și vreau să ne spuneți cum este să trăiți între aici și acolo. Frumos! Mie îmi place să trăiesc și aici și acolo pentru că întotdeauna patria mea este cu mine. Așa cum spuneam de multe ori, unde este acasă pentru tine? Acasă este acolo unde trăiesc, exist împreună cu familia mea. Foarte frumos. Dar cum v-ați simțit de Ziua Românilor de Pretutindeni, o altă mare familie, alături de conaționali din atâtea țări care, iată, s-au aflat în România cu acest prilej? Pe foarte mulți dintre ei deja îi cunoșteam de mai multă vreme și a fost o revedere plăcută, pentru că noi, având activități diverse în diaspora, în străinătate, ne cam cunoaștem între noi și mai comunicăm, în anumite momente chiar colaborăm. A fost o revedere interesantă, ba chiar interesantă și pentru noile prietenii care s-au legat la acest festival, căruia îi doresc viață lungă, pentru că mi s-a părut foarte interesantă inițiativa. Când v-ați stabilit în Spania și în ce context? A trecut ceva vreme de atunci, 18 ani, în 2001, în 15 iunie, iată, știu și detalii. Evident. Da, te marchează foarte mult, nu? Plecarea din România. Inițial, din ce dorință ați făcut această inițial alegere? Ideea a fost exact așa cum s-a întâmplat pentru foarte mulți români care au plecat în străinătate, să plec o perioadă scurtă de timp și să revin. Dar iată, perioada scurtă de timp s-a transformat într-o perioadă lungă și acolo deja s-au stabilit alte rădăcini, nu? Am cunoscut-o pe soția mea, iată, avem doi copii care s-au născut la Madrid, au deja o vârstă și ei, 9 ani și 6 ani și jumătate, Darius, Andrei și David Mihai. La mulți ani! Mulțumesc, mulțumim! Dar dumneavoastră ce vă lipsește cel mai mult din România? Există nostalgia mereu a locului în care te-ai născut și atunci fascinația aceea teribilă, de fiecare dată când mă întorc la mine acasă, adică în Telci, în transbordare, rămâne și rămâne cumva dureros în adâncul sufletului. De fiecare dată când mă întorc am o emoție teribilă și culmea, în momentul în care mă apropiu de casă, se schimbă și accentul. Revine accentul acela din copilărie ardelenesc. De undeva. Din Telciu transbordat. Da. V-ați născut într-un loc ce nu figurează pe nicio harta lumii, adevărat? Harta lumii, da, în transbordare. Este un cătun, un mic cătun, dincolo de Telciu, înspre Maramureș, aproape de Maramureș, un loc împrăștiat așa printre dealuri, în apropierea munților Țibleș, unde sunt vreo 40 de familii răsfirate. Noi avem vreo 3 vecini, că trebuie să ne strigăm așa de la depărtare cu Ioane, ce mai faci Ioane? Pentru că stau așa la 100-150 de metri distanță și fiecare are proprietatea lui bine definită și relațiile sunt foarte deschise acolo, adică mi-aduc aminte cu nostalgie de copilăria în care tatăl meu și bunicul meu duminica ascultau Europa Liberă și era un ecou teribil pentru că fiind acolo așa de liniște și așa de pustiu într-un fel, deși existau locatari, erau senzație ciudată, se auzeau ecourile postului de radio ascultat la un radio de marcă rusească. Foarte interesant. Impactul probabil că a fost unul și mai puternic, da, în familie și în acea comunitate, da, mică. Dar în ce măsură v-a influențat acest spațiu, cariera literară, poetică mai ales? E o poveste interesantă. Cred că aveam vreo 9 ani, așa, când, curios fiind, întotdeauna am fost un copil și un adolescent și un tânăr și un adult curios, mereu aveam tentația să intru în dormitorul părinților și să văd ce se află acolo într-o noptiere care era mereu închisă.
Și într-o zi, din fericire pentru mine și din nefericire pentru părinții mei, au uitat cheia în noptiera respectivă și am deschis acolo sertarul și eu credeam că o să găsesc o comoară, diamante, aur, sau mai știu ce o fi fost pe acolo. Am fost puțin dezamăgit pentru că era un teanc de scrisori, dar am zis totuși să răsfoiesc să văd ce se întâmplă acolo. Și au scrisori pe care părinții mei și le trimiteau unul altuia, tatăl meu fiind plecat la studii la Cluj și maica mea a rămas acasă cu mine foarte mic. Erau atât de frumoase, de dragoste, mereu cu versuri, eu pe atunci credeam că sunt ale lor. Nu, erau din Beminescu, Coșbuc, maica mea fiind născută în satul lui Coșbuc, în Hordou. Iată. Și cu inimioare, cu floricele așa, m-a impactat atât de mult acest fapt, încât la vreo două săptămâni așa am scris primul meu poem. Deci asta a fost debutul meu, la 9 ani, deși impactat de ceea ce... De scrisorile părinților. Da. Foarte frumos. Dar debutul dumneavoastră oficial a fost cu manifestul de primist. Da, cu manifestul de primist, într-o vreme în care parcă nu se întâmplă mai nimic în literatura română. Sunt așa în ghilimele un fel de bunic al douămiiștilor, pentru că am debutat în 1999, iar în 2000 a început curentul ăsta teribil al douămiiștilor, care se prelungește acum cu post-douămiiștii și cu post-umaniștii. Dar de primismul ce este? Cum ați defini acest curent? Da, a fost o întreagă discuție pe vremea aceea și spuneam foarte clar, nu cred că un autor care nu are o profundă suferință artistică înăuntru lui poate să scrie cu adevărat poezie. Și atunci eu spuneam că, de fapt, de primismul este acea acumulare de trăiri de-a lungul timpului care face să devină necesar să scoți din lăuntru tău ceea ce ai acumulat și să-l transformi în cuvinte. E adevărat, cineva spunea, da, domnule, dar pentru mine suferința nu e chiar ok în momentul în care încerc să scriu versuri. De exemplu, iubesc. Și atunci eu, când iubesc, scriu versuri. Zic, gândește-te la următorul lucru. Cred că iubirea este cea mai mare suferință în realitate. Și am dat câteva exemple și a zis, ai dreptate. Cum v-ați metamorfozat între timp în Don Quixote rătăcitor? Asta a fost de la bun început, pentru că ideea mea de a pleca în Spania era cu imaginea lui Don Quixote și a lui Cervantes, că eu prea multe despre Spania nu știam. Și așa am plecat eu, pe ideea că vreau să merg pe urmele lui Don Quixote, de altfel una dintre cărțile mele chiar așa se și intitulează Don Quixote rătăcitorul. Dar care sunt morile de vânt cu care vă luptați? Vă mai luptați? Morile de vânt au existat și vor exista întotdeauna. Ele sunt într-un fel metaforic numite mor de vânt, dar pot să însemne sigur și ființe umane. Da, sigur că mă lupt cu morile de vânt. De multe ori mentalul colectiv este cea mai cumplită moare de vânt care trebuie să ne luptăm în fiecare zi. De asemenea și mentalul personal, pentru că influențează activitatea noastră de zi cu zi. Important este să ajungem în ipostaza în care să credem cu adevărat într-un vis și să urmăm acest vis, să avem încredere, să credem și într-o zi el se va îndeplini. Și ați reușit acest lucru, da. Ați fondat portalul Rețeaua Literară, pe care din ce dorință l-ați creat? Este vorba despre o platformă alternativă independentă pentru promovarea scriitorilor români. Exact cum ați definit acest portal, asta a fost și ideea, să adun oameni de cultură, pasionați de literatură, de muzică, de arte plastice, într-un loc în care să comunice, să socializeze. Și a avut și are în continuare foarte mare succes, sunt aproape 10.000 de membri din foarte multe țări. Avem vizite, de când s-a înființat, peste 2 milioane de vizite din 134 de țări. Avem jur de 2.000 de vizitatori zilnic. Deci, iată, un portal care este de folos celor care sunt pasionați de cultură. De altfel, portalul a și generat... Felicitări! Mulțumesc! Portalul respectiv a și generat
diverse activități conexe. Ultima activitate, concursul național de literatură, rețeaua literară, care generează la fiecare ediție autori de poezie și proză care sunt publicați, mă refer la câștigători, da, la editurile cu care noi avem parteneriate. Interesant. Ați organizat de asemenea și prima ediție a Festivalului Hispano-Român de Poezie, Diverbium. Da. Da, pentru că sunt și aici și acolo. Rețeaua literară și concursul pe care l-am creat finalizează cu tabăra de creație, cu întâlnirile de la Telciu, unde sunt invitați câștigătorii. Iar festivalul de literatură hispano-român are loc la Madrid. Ediția aceasta a avut loc chiar la Ambasada României din Spania, cu care avem o relație foarte bună. Doamna ambasador Dancău face o treabă foarte bună acolo, o felicit, la fel și Maria Pop de la Institutul Cultural Român. Ideea primei ediții a festivalului a fost să creăm punți de legătură între ce înseamnă literatura română și ce înseamnă literatura spaniolă, cu trimitere și înspre America de Sud, unde există foarte multă activitate literară. Sigur. Și atunci am invitat atât poeți, autori spanioli, cât și din America de Sud. 16 doamne și 16 domne, așa a fost o coincidență v-ați propus bizară. Sau nu? Nu, a fost o coincidență bizară. Chiar au absentat trei invitați, doi bărbați și o femeie, și nu știu cum mi-a venit mie așa, zic, hai să număr câți invitați au fost și să văd câte femei și câți bărbați. Și a ieșit o coincidență foarte interesantă, 16 femei și 16 bărbați, că tot a existat și există discuții. Sigur, despre de egalitate de șanse și despre faptul că de multe ori în concursurile literare și la festivalurile care se organizează nu prea se ține cont de acest aspect, care este foarte interesant și ar trebui să genereze cel puțin câteva întrebări esențiale. De ce nu avem încredere în ceea ce scriu femeile? Ar trebui să avem, pentru că avem scriitoare foarte bune în România, care ar trebui promovate la fel de mult precum și bărbații scriitori. Aveți ocazia să faceți lucrul acesta și în revista culturală Criton, am pe care făcut. Ați lansat-o și despre care am vorbit și mulțumim că ne-ați adus-o. Este vorba despre primul număr. Primul număr. Cum a fost primită revista până acum? A fost primită foarte bine, ținând cont de faptul că am mers pe același principiu să dăm spațiu și voce autorilor români din toată lumea. Este de fapt o revistă a românilor pretutindeni. De altfel, iată, avem autori și din Franța, și din Statele Unite, și din Canada. L-avem pe Horea Porumb, Ana Maria Beligan, Dan Ciupureanu din Franța, Carmen Firan, Statele Unite, Luminița Maria din Anglia, Ioana Miron, Paula Lavric, Doina Uricaru, Vișniec, Cristina Hermeziu, Claudia Moscovici, a cătășit din Australia, din foarte multe țări, autori importanți români care ar trebui mai mult puși în valoare și în teritoriul român, pentru că fac niște lucruri extraordinare. Și de altfel, la fiecare autor am o scurtă prezentare, pentru că lumea nu prea știe cine sunt ei cu adevărat. Este remarcabil și e bine că reușim să-i cunoaștem astfel, sau să-i cunoaștem mai bine. Vă mai rămâne timp și pentru scris? Nu prea am vorbit despre cărți. Aveți atât de multe activități. Da, rămâne scris, de timp și pentru scris, dar înainte de asta aș vrea să aduc în discuție și Festivalul Internațional de Poezie Diverbium, pe care l-am organizat tot la Madrid și la care am avut 22 de autori din 22 de țări. A fost un festival pe care l-am organizat într-un spațiu superb la Madrid, în Parcul Retiro, într-un centru cultural de acolo, unde sala a fost plină. România a fost reprezentată foarte bine de un tânăr autor, Claudio Comartin, care este și editor, este și coordonatorul Institutului Blecher, iar Spania, bineînțeles, de unul dintre cei mai importanți autori, Juan Carlos Mestre, un monstru sacru al poeziei spaniole. A fost foarte interesant pentru că au venit autori atât din America de Sud, cât și din Europa. Am avut din foarte multe țări, nu? 22 de autori din 22 de țări. Inițial a fost ideea să încerc să adun câțiva autori din străinătate, dar iacătă,
Se pare că interesul a fost mai mare. Sigur, timpul emisiunii nu ne permite să vorbim despre toate activitățile, dar vă mai așteptăm și cu o altă ocazie, fie aici în studio, fie în calitate de corespondent al TVR Internațional. Foarte pe scurt, vă rog să ne vorbiți despre cărțile la care lucrați sau pe care le-ați finalizat deja. Doar așa, pe scurt, Don Quixote Plătecitorul, cu povestea unui Don Quixote postmodern într-o Spanie postmodernă, apoi tratat de psihiatrie, o carte bilingvă, cartea mea de debut în România, care a avut foarte mare succes, 27 portrete literare cu personalități din cultura română și cu 27 portrete făcute de Murivale, de un artist plastic foarte cunoscut, care de altfel e și rudă prin alianță. Iată. Și, bineînțeles, dintre cele 18 cărți, cea la care țin foarte mult este Ultima Suflare, apărut în ediție bilingvă la una dintre cele mai importante edituri din Spania, Orga y Fiero Editores, o carte care a avut foarte mare succes în Spania, peste 30 de prezentări în 20 de orașe importante. Felicitări încă o dată. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru cultura românească. Cum spuneam, vă mai așteptăm la TVR Internațional și vă dorim mult succes în continuare. Asemenea și dumneavoastră. La revedere!